Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este profesorul Teodor Cârnaț, doctor habilitat în drept. Domnule profesor, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domn profesor, eu astăzi dimineața am fost la ULIM. Am fost invitat să povestesc studenților ce e aia jurnalism, ce fac eu, așa, despre așa numita mea carieră. Și la începutul acestei prelegeri, eu le-am pus lor o întrebare copiilor care aveau 60-70 de copii. Tineri, bun, deja studenți. Zic, spuneți-mi, vă rog, imediat cum încheiați voi facultate, dacă se ivește o ocazie de a pleca în afara țării, fie la muncă, fie la studii, cine dintre voi pleacă, vă rog să ridicați mâinile. Domn profesor, jumate din sală, cel puțin, imediat, fără măcar să gândească, să analizeze, a ridicat mâna. Cu alte cuvinte, adică ei asta deja știu. Ei la asta s-au gândit și deja pentru ei cred că decizia este luată. Tocmai de asta eu cred uneori că noi discutăm inclusiv aici subiecte de astea care eu nu știu dacă ele contează. În ce ziare loc referendum? Odată cu prezidențialele sau în afară prezidențialelor? Votul prin poșta Moldovei sau votul prin corespondență? Pasul va influența sau nu? De asta vreau să vă întreb pentru început, după care o să trecem și noi la banalități. Copiii dumneavoastră, dumneavoastră îi vedeți aici pe loc că își vor face viitor? Sau cel mai probabil majoritatea dintre ei viitorul și-l vor face în afară Moldovei? Gheorghe, nu-i straniu, dar noi de mici copii spunem că cea mai bună țară, cel mai bun loc de trai, cea mai bună sănătate și cel mai fericit poți fi numai la tine acasă. De aceea noi am născut acești copii nouă îngerea, pentru ca noi în Republica Moldova, la bătrânețe și nu numai, să avem un punct, un umăr pe care să ne sprijinim. Eu nu vreau să cred că copiii mei se plece în străinătate și să nu se reîntoarcă înapoi niciodată. Dar admit, pe un an jumate, doi, să plece la masterat, nicio problemă, să se profesionalizeze, dar cu scopul de a se reîntoarce acasă, fiindcă aici el poate să se simte om împlinit. Și eu vă explic de ce unii tineri au ajuns la concluzia de a părăsi Republica Moldova, deoarece sunt și eu profesor universitar. Uitați-vă că Republica Moldova, ca stat, a apărut în rezultatul pactului Ribbentrop-Molotov, inițial în componența RSSM și ulterior după ce s-a destrămat URSS, noi am declarat independența și suveranitate. În societate există două curente. Unul din curente spun că acesta este un pseudostat care se numește Republica Moldova și trebuie să ne reîntoarcem înapoi la alma mater în componența României. Iar alții spun că trebuie să ne reîntoarcem la URSS într-o altă formă pe care o dorește Putin prin forță, prin luptă, prin război, să realizeze. Și noi la nivel de țară, la nivel de societate, noi n-am dezvoltat patriotism. Noi n-am dezvoltat valorile noastre naționale. Noi n-am dezvoltat ceea ce pe noi ne identifică ca și popor. Asta este o tragedie. Și ajung la concluzia că nu-i la mijloc sărăcia, nu-i la mijloc asta neîncrederea în ziua de mâine, dar mai mult e la mijloc, n-avem noi la nivel național o idee națională care să consolideze întreaga societate, toți oamenii care trăiesc aici, ca anume noi să construim un viitor în Republica Moldova. Și unii din ei, neavând o această legătură cu Republica Moldova, spirituală vorbesc, ei ajung la concluzia că cel mai degrabă vor găsi fericirea în străinătate. Ulterior, se convinc că nu este chiar așa. Fiindcă, dacă noi vom uita la salariile care le ridică în companii private, în Republica Moldova, angajații nu cedează în raport cu alții angajați din străinătate. Însă viața este mult mai ieftină în comparație cu Republica Moldova, temporar e mult mai ieftină,
la aceleași produse, puțin la aceleași servicii comunale, la aceeași chirie, fiindcă m-am întors recent din Republica Dominicană. Uh-huh. În Republica Dominicană salariul mediu este de $500 al angajaților, iar chiriile în jur la $200-300. Uitați-vă, le rămâne numai $200 pentru a achita produse alimentare, servicii comunale, etc., etc. Acolo 13 milioane în Republica Dominicană. Se bazează foarte mult pe acest domeniu cum este turismul. Ideal. Făcând o comparație cu Republica Moldova, unde în țară au rămas 2 milioane, noi aici putem face rai. Și din ce cauză? Fiindcă m-am uitat după șosele, nu ne cedăm cu nimic față de această țară. Față de poliția care ne asigură pe noi, securitatea noastră, nu cedem. La fel, la produse alimentare, la calitate, noi nu cedem. Dar avantajul cel mai mare a Republicii Moldova, că noi avem iarnă, primăvară, vară și toamnă. Aceasta este un curcubeu al sănătății extraordinar. Pe când în Republica Moldova Dominicană, 365 de zile, din care 300 sunt zile toride. Te bucuri tu dimineața și seara de soare. Dar toată ziua tu fugi de soarele dat, fiindcă te saturi. În Republica Moldova, la acest capitol, este ideal. De ce e bine ca noi, cei care suntem cetățeni în Republicii Moldova, cei care ne-am născut aici, să dezvoltăm acest patriotism în Republica Moldova, pentru Republica Moldova. Fiindcă, să țineți minte, nu o să-ți vină cei de la București sau cei de la Iași să-ți construiască ție străzile. În Chișinău, Orhei, Bălți, nimeni. Tot noi trebuie să le construim, fiindcă noi mergem pe ele. La fel, cei care vrem să rămânem aici, nu contează pe viitor cine va fi la guvernare. Avem nevoie ca poliția să ne asigure nouă securitate. Avem nevoie ca penitenciarele să fie în interesul cetățeanului, că cei care ajung în închisori să fie reeducați și resocializați pentru societatea din Republica Moldova. Și apropo, aici este un fenomen foarte interesant. Ca și avocat am fost aproape 20 de ani și o parte din foștii mei clienți cu 10-15 ani urmă, chiar și 20, m-am întâlnit recent și zic, dar nu prea te-am văzut pe Republica Moldova. Și îi spun, noi am plecat de Republica Moldova prin Europa, dar în Republica Moldova ne întoarcem oameni albi, cu cravată la gât, în costume și suntem toate respectați aici. De aici ajung la concluzia că i-au resocializat, i-au reeducat, nu știu ce fac ei acolo. De aceea, Gheorghe, acest fenomen de a pleca din Republica Moldova, în special a tinerilor, este o tragedie. Este o tragedie care politicienii, misiunea politicienilor este de a căuta o idee care ne unește pe toți și să căutăm modalități ca să reținem Republica Moldova sociale, economice, culturale, juridice, politice, în așa fel ca noi, Republica Moldova, să facem o a doua Elveție. Știi din ce cauză? Fiindcă pe viitor, datorită economiei aceste globale, a globalizării, vor supraviețui numai statele unde au populație. Demografic sunt nesuperioare față de alte state. De aceea, ultimul timp, foarte mult se dezvoltă economia în India. Și apropo, în India voi pleca de pe 4 până pe 14 aprilie, acum peste o săptămână și ceva. Și de unde de acum voi aduce alte cunoștințe despre această țară. Dar din punct de vedere economic, această țară se dezvoltă enorm. Nu mai vorbesc de acum de China. Îi face concurență Statele Unite Americii din punct de vedere al consumului și al dezvoltării economice. Și a treilea, Europa. Europa sunt 800 de milioane. Dar Europa, toate statele, aproape câte acolo, 28 membri au UE, 47 membri au Consiliului Europei, în total noi avem 800 de milioane. 800 de milioane concurează cu China, India și SUA. Uitați-vă. Fiindcă la mijloc sunt cetățenii care consumă și care contribuie la dezvoltarea economică. Și dacă noi mergem cu astfel de pași, când noi creștem tineri, le dăm educație în primară, le dăm educație secundară, gimnazii, colegii, universități, noi i-am pregătit de acum gata pentru alte state. Dar dacă ei pleacă, vor ridica economia, vor ridica aspectul social în statele în care ei emigrează, vor ridica aspectul demografic tot acolo. Și încetul cu încetul Republica Moldova îmbătrânește. Dar dacă îmbătrânește, pe aceste teritorii s-ar putea să vină alte popoare.
se locuiască în raiul care se numește Republica Moldova. Uf, domn profesor. Viitorul nostru depinde în mare parte de cei pe care tot noi îi alegem. Tocmai de asta vă întreb. Rămâneți pe poziție dumneavoastră candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova la prezidențialele în toamna acestuia? Gheorghe, răspund tranșant la această întrebare. Eu v-am spus că voi candida la funcția de președinte a Republicii Moldova, însă n-am concretizat când voi candida. Uitați-vă că în prezent această întrebare este cu multe necunoscute. Foarte multe necunoscute. Și atunci când vrei să te avânzi într-o anumită competiție, tu trebuie să cunoști regulile acestei competiții toate. Și la fel, concurenții trebuie să se bazeze sau să se plaseze pe postură de egalitate. Adică startup-ul să fie la toți egal. Însă avem necunoscuta cu referendumul, necunoscuta cu votul prin corespondență, necunoscuta cu utilizarea resursului administrativ în promovarea imaginii, necunoscuta cu privatizarea, știți așa, a ideii de integrare europeană de către un concurent electoral. Și aceste patru necunoscute, din start, te pune în poziția, știți, inferioară în raport cu concurentul care în prezent exerce funcția de președinte a Republicii Moldova, care este președinte în exercițiu. De aceea mi-a spus întrebarea, este o necunoscută, răspunsul la această întrebare, eu o să-l dau în dependență cum vor evolua evenimentele în Republica Moldova, adică cum se vor rezolva problemele care am ridicat în raport cu egalitatea tuturor concurenței electorale în raport cu campania prezidențială. Adică mai mult tindeți spre prezidențiale din 2028 totuși. Domnul Gonța, uitați-vă că în Republica Moldova se va crea o astfel de situație că dacă tu îți înaintezi candidatura împotriva actualului președinte, vei fi declarat dușman al poporului de unii internauți. Și te vor începe a troli, așa cum mă trolește pe mine cam permanent, fiindcă am o poziție, din punctul meu de obiective, în raport cu activitatea președintelui actual al Republicii Moldova. Și de multe ori această activitate, mai ales în raport cu dreptul constituțional, cam șchiopătează, fiindcă președintele Sandu, de multe ori, încalcă Constituția, iar la baza încălcării Constituției pune simbolul sau sintagma, aceasta este interesul național al Republicii Moldova. Adică când pui pe cântar respectarea legii sau a Constituției sau interesul național al Republicii Moldova, Sandu scuipă în Constituție și în lege și pune în interesul național. Și cel mai straniu că poporul, cetățenii, tolerează acest lucru. O parte a poporului și o parte din cetățeni. Da, trebuie o parte a poporului, o parte din cetățeni, fiindcă dacă cealaltă parte care nu tolerează, s-ar organiza în anumite forme de protest prevăzute de democrație, atunci ar arăta întregii societăți că nu poți tu să guvernezi o țară prin încălcarea legii de bază. Nu poți, fiindcă atât timp cât tu ai jurat, ai depus jurământul când ai fost investit în funcție de președinte, că îi vei respecta Constituția și legea, iar în timpul când guvernezi, tu uiți de jurământul dat, eu nu pot explica de ce cetățenii Republicii Moldova tolerează o parte, o astfel de comportament. Ia că aceasta este o mare necunoscută. De aceea, domnul Gonța, pe viitor, situația în care ne-am pomenit când președinta Sandu are putere absolută, nu se va întâmpla. Nici ca o spun putere absolută, fiindcă statul e compus din trei ramuri ale puterii. Puterea statală, ramura legislativă, executivă și judecătorească. Noi vedem spre sfârșitul mandatului Sandu, toate trei se subordonează, nu vorbesc de iure, de facto lui Sandu. Ce judecători trebuie să fie numiți în funcție și ce procurori, cam Sandu dictează.
Ce legi trebuie să fie adoptate către Parlament? Uitați-vă cu acest referendum. Sandu, după ultima conferință de preză, dictează. Parlamentul va elabora sau va iniția un grup de inițiative unde va elabora această lege. Ei, dar nu știi ce trebuie să facă Parlamentul. Dar nu mai vorbesc de acum de Receanu, care are soarta domnului Bombonel, îmi cer scuze de așa expresie. Domnul Vasile Tarlev. Domnul Vasile Tarlev, în perioada când guverna pe atunci tot absolut Vladimir Voronin. Prin nimic nu deosebește aceste două guvernări. De aceea când vorbesc de această putere absolută, pe viitor nu o să se repete. Și dacă nu o să se repete, viitorul președinte a Republicii Moldova, cu atribuțiile pe care le are în prezent conform Constituției, limitate, va fi egal cu zero. În realizările sale, va fi un Dodon 1 și va fi un Mai Sandu 2020-2021. Sandu atunci, prin încălcarea de Constituție, a provocat alegeri parlamentare anticipate. Da, în interesul național, în interesul poporului, aceasta am închis cu toții ochii. Chiar am contribuit și eu prin unele poziții. Dar au fost declarate alegeri parlamentare anticipate din 2021, 100% asta, neconstituționale. Formal au fost declarate, adică prin încălcarea de Constituție. Astfel de situații pe viitor nu o să se repete. Dacă nu o să se repete atunci, care-i sensul ca viitorul președinte să facă mari declarații că vor ridica pensiile, că vor lupta cu sărăcia, că vor lupta cu criminalitatea și cu corupția din Republica Moldova dacă nu are aceste atribuții? Nu le are. Și dacă nu le are aceste atribuții pe viitor, atunci viitorul președinte va fi ca o marionetă. Ceea ce înseamnă că Parlamentul Republicii Moldova va fi instituția dominantă în raport cu executivul. Dar președintele va fi butaforic, formal. De aceea eu nu sunt adeptul butaforismului. Eu sunt adeptul ca președintele să fie investit cu anumite atribuții. Și din ce cauză? Fiindcă noi nu ne-am debarasat de acest sindrom al comunismului sau al socialismului. Când avem nevoie de un tătucă, da? Nu, noi avem în subconștient. Noi nu ne-am debarasat de acest sindrom al robului și stăpânului de rob. Nu ne-am debarasat. Și dacă nu ne-am debarasat, noi vrem ca în șef, în președinte, să fie o persoană care să-mi dicteze mie cum să fac și ce să fac în economie, în politică, în justiție, în aspectul social, un fel de Lukashenko. Uitați-vă că belorușii nu se deosebesc cu nimic de cei care se numesc cetățeni Republicii Moldova după mentalitate. Dar dacă noi facem o comparație, economia din Belorusia și cea din Republica Moldova sunt incomparabile. E ca și elefantul cu șoarecele. Dar ambele au fost republici unionale. După populație, Belorusia are, hai să admitem, 7 sau 8 milioane, dar și noi am fost 4.600.000 în RSSM. De aceea vorbesc în felul următor. Ca viitorul președinte a Republicii Moldova să aibă o anumită eficacitate ca instituție, să aibă o anumită influență la dezvoltarea economică, să aibă o anumită influență la garantarea securității mele ca și cetățean, să aibă o anumită influență ca să lupte cu sărăcia, cu corupția, urgent trebuie să fie modificate atribuțiile președintelui în Constituția Republicii Moldova. Dar revenind la ce avem astăzi, eu nu știu dacă dumneavoastră ați reușit până intra în studioul nostru să vedeți ultimul sondaj de opinie efectuat de compania IMAS. Uh-huh. Și normal că toată atenția a atras prezidențiale pentru că ele urmează. Iată, dumneavoastră, spuneți că doamna președinte Maia Sandu deține putere absolută, dar lucrurile stau cam prostuți, conform sondajului. Prostuți pentru ea. Da, este clasată cu prima șansă pentru primul tur, dar turul 2 este inevitabil, dacă alegerile sunt corecte. Problema că în turul 2 o bate fie Ion Ceban, fie Igor Dodon. Plus la toate, următorii clasați, nimeni nu sunt de pe partea dreaptă a eșichierului, astfel încât aceștia în turul 2 să spună: băieți, dar eu am pierdut, acum vă rog să o votați pe doamna președinte Maia Sandu, pentru că cei de pe eșichierul
de pe dreapta eșchierului, deja sunt clasați cu 0,2-0,1%, adică nu contează. Ceilalți au 5, 6, 7. Cu alte cuvinte, conform sondajului de la ora actuală, mandatul al doilea al doamnei președinte este sub un mare semn de întrebare. De ce s-a ajuns atât de prost dacă deține totul? Uitați-vă că puterea de multe ori este exercitată de către mulți politicieni fără să aibă o legătură, știți așa, psihologică cu cei pe care tu îi conduci. Fiindcă statul înseamnă o organizație care deține dreptul exclusiv de a adopta legi și de a conduce oamenii de pe acest teritoriu. Și cei care sunt investiți în funcție temporar sunt obligați ca relația dintre el și cei care sunt conduși să nu fie tratate ca stăpâni de rob și robi. Asta vreau să spun. Eu la baza acestei relații aș pune o relație dintre tată și copii. Acest comportament al conducătorilor dă roade foarte bine în Dubai. Unde, dacă veți întreba cetățenii din Dubai, nativi, cât și funcționarii, în raport cu cei care îi conduc, veți primi răspunsul în felul următor. Că cei care ne conduce, în primul rând, noi îl privim ca și un tată și acel care ne conduce la bun început ne dă sfaturi cum să fie mai bine. Și ulterior urmează controlul, ca într-o familie. Dar dacă în Republica Moldova nu reușești bine să fii ales președinte sau deputat și avem parcă un sindrom că gata, am ales, gata, scoți și sunt corupți. Uitați-vă, acest transfer de imagine, această percepție se răsfrânge asupra conducătorilor. De ce această erodare de încredere a doamnei Sandru în raport cu cei care au votat-o, dar nu uităm de faptul că a fost votat de aproape 1 milion de cetățeni, inclusiv de mine, aceasta datorează inclusiv și comportamentul lui Sandru, steril, un comportament lipsit de umanitate, un comportament legat de așa mai mult dezvoltarea cultului personalității, un comportament legat de neacceptarea criticii, un comportament legat de știți așa, se aduc cât mai mult lăudațio din partea celor care o înconjoară. Și uitați-vă, datorită faptului că s-a înconjurat cu astfel de caracteristici, poporul percepe, simte că parcă Sandu pentru Republica Moldova e ceva steril, ceva lipsit de conținut, de conținutul care o leagă de valorile de Republica Moldova. Cum ar fi familia, cum ar fi copiii, cum ar fi tradițiile, cum ar fi religia, cum ar fi condamnarea unor păcate biblice, cum ar fi homosexualitatea, nu cum ar fi, ne-a declarat 90% creștini. Uh-huh. Toate aceste valori parcă nu au fost îmbrățișate de președinte și a rezultat, o distanțează de popor, o distanțează de cei care au acordat acest vot de încredere. Dar, în perioada mandatului președintelui Sandu, noi n-am avut niciodată o astfel de deschidere în raport cu partenerii externi. Niciodată. De aceea, Sandru pentru Republica Moldova la capitolul deschidere, la capitolul vizibilitate și oportunități de a investi în Republica Moldova, n-am avut și sper că vom avea. Uitați-vă, în perioada mandatului președintelui Sandru, mai nu era zi ca să nu fie pomenită Republica Moldova de presa internațională. Se datorează aceasta războiul mai puțin. De mult era legat, voi ajunge aici, de mult chiar era legat inițial cum ea a dizolvat Parlamentul în 2021. Uitați-vă, acest fenomen de dizolvare neconstituțională, tolerat de popor, a fost acceptat, tolerat de către Curtea Constituțională, a fost acceptat și cel mai interesant, tolerat de Comisia de la Veneția și europeni, că în circumstanțele în care s-a pomenit Republica Moldova trebuia un start-up, o începere nouă.
Și eu credeam că după ce s-a dizolvat Parlamentul, Sandu va chema reprezentanții întregii societăți. Profesori universitari, cultele religioase, partide politice și spune, domnilor, hai, până acum noi ne-am bălăcit în această politică, ne-am bălăcit în aceste stereotipuri. Hai să vedem cum noi conducem această țară, cu ce vrem noi de la ea, cam ce idei pe toți ne unește aici, oare nu vrem cu toți să fim fericiți? Poate nu merge această structură sovietică de organizare administrativ-teritorială. Haideți să renunțăm la raioanele astea. Am pus în capul mesei regiuni europene. Gata. Hai schimbăm noi aceste primării cu fel de fel de direcție. Ce? Poate nu merge lucrul acesta. Hai să vedem în raport cu salarizarea. Poate salarizarea să începem eu ca președinte, salariul cel mai mare, în dependență de mine, toți care sunt angajat la stat primesc acest salariu. Adică să avem o anumită claritate. Hai să vedem cu judecătorii și procurorii. Poate nu sunt atât de răi, fiindcă, uitați-vă, hotărâri se pronunță, se investigează dosare penale, dar avem restanțe la dosarele acestea politice sau de corupție mare, de furtul miliardului, dar vom ajunge și la ele. Eu așteptam din partea lui Sandu anume astfel de acțiuni și oamenii erau mult mai deschiși. Guvernarea era mult mai aproape de popor. Dar această distanțare, noi ne asumăm toată răspunderea, uitați-vă, a dus la faptul că erodează încrederea poporului în Sandu. Fiindcă pasul înseamnă Sandu. Sandu înseamnă pas. Ca Lenin și ca PSS sau ca partie, da? Așa, apropo, cam așa, și în perioada lui Voronin tot așa. Voronin, Partidul Comuniștilor, Partidul Comuniștilor era cu Voronin. Și până în prezent tot așa se identifică. Continuăm, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul profesor, încă ceva despre acest sondaj al IMAS-ului. Dumneavoastră, în prima parte a emisiunii, un piculeț ați ironizat pe seama domnului Vasile Tarlev, dar eu vă amintesc că domnul Vasile Tarlev, după Vladimir Voronin, întotdeauna era pe locul 2 la topul încrederii. După care urma inițial doamna Eugenia Ostapciuc, după care s-a schimbat șeful Parlamentului Marian Rupu. Așa, deci aceste trei persoane, întotdeauna, primele trei persoane, au fost, în timp de 9 ani, top 3. Sondajul arată că acest guvern al domnului Recean, în frunte cu domnul Recean, e complicată situația. Oamenii nu prea îl văd cu ochi buni. Domnul Dorin Recean, nu știu dacă nici măcar în top 10, în top încredere n-ajunge. Pentru că imediat după doamna Sandu urmează domnul Dodon, domnul Ceban, domnul Chicu, Usatăi, Vlah, domnul Grosu și domnul Recean, eu nu știu unde sunt. Dumneavoastră, vă puteți explica de ce nici... Și aceste persoane sunt foarte populare. Domnul Dorin Recean iese destul de des la ședință de guvern și spune, iată, judecătorii aia trebuie împușcați în Piața Marea Națională. Noi vom bate pe toți, punem pe toți la pușcării, bandiții, hoții, au fugit din țară. Și nu prindem. Dar chiar deloc nu prindem. Explicația mea e următoarea. În pas este Sandu și multe locuri libere. Așa cum în alte partide există președintele partidului Voronin și multe locuri libere. Vorbesc și alte partide unde locomotiva, același Renato Usatăi, același Ceban, același același Sula, dacă nu mă înșel, tot. Numai clasul lui e problemă, tot e, nu prea trage la locomotivă, dar parcă ceva arată. La alegeri locale au arătat că locul 3 au luat după numărul de primari sau de consilieri. În pas, noi nu avem persoane cu carismă, persoane care ar, dacă s-ar distanța de Sandu, ar obține 10-15% din încrederea populației. Fiindcă Sandu a reușit în acest partid să atragă numai persoane fără caracter, persoane care execută întocmai comenzele, persoane care vor încălca legea dacă o să spun Sandu, eu așa va face, și persoane care niciodată nu au fost lideri. Vorbesc de
lideri, lideri în sensul autentic al cuvântului, după care să atragă masele și să spună, dacă voi mergeți după mine, noi vom obține următorul succes la guvernare, etc., etc. Ei au ajuns în, de exemplu, Recean a ajuns prim-ministru fără ca să fie în campanie electorală, fără să fie membru de partid. Ceea ce înseamnă că poporul nu i-a acordat vot de încredere lui Recean ca în prezent să fie persoana numărul 2 în Republica Moldova la capitolul puterii executive. Nu i-a acordat. Recean e artificial plasat în funcție, persoană care, deci cauza artificial, fiindcă nu are nicio răspundere politică în raport cu cei care îi conduc. Și poporul percepe, foarte bine înțelege, că Recean parcă a venit la servici, a venit la locul de muncă, ca așa a spus Sandu. Și Recean nu trece dincolo de ceea ce îi dictează Sandu. Și în felul acesta, sondajele de opinie arată că da, el este bun executor, da, el bun speritor de vrebe, e foarte bun, de amenințător la adresa judecătorilor, procurorului, e foarte bun, de a da cu fața de asfalt, e bun și numai de atât. Dar de a conduce un guvern care să dea rezultate, vedem că nu prea dă, nu prea percepe, nu prea are încredere, nu prea avem noi pe ce pipăi la, în raport cu acest guvern. La fel vorbesc cu speakerul Grosu, fiindcă nu putea Grosu să ajungă președinte al Parlamentului fără Sandu, dacă nu întâmplător ajungea viceministru în Ministerul Educației și dacă nu întâmplător ajungea încă în PAS, fiindcă Grosu niciodată nu a interesat politica. Grosu întotdeauna a fost o persoană care executa, o persoană care nu și-a asuma anumite riscuri, responsabilități, fiind la contact, foarte bine îl cunosc când era încă membru al Ligii Studenților de la Universitatea de Stat din Moldova. De aceea, când astfel de persoane ajung să conducă principalele instituții din stat, parlament, guvern sau președinție, noi vedem că și rezultatele sunt pe această măsură pe care cum sunt și persoanele. Fiindcă multe state au ajuns la succese remarcabile datorită liderilor de acolo, datorită personalităților. Dar nu știu din ce cauză Republica Moldova cam nu prea promovăm astfel de personalități. Și ajungem și ne bălăcim în situația aceasta de neclaritate în ziua de mâine. Și aceasta explică aceste sondaje. Pe când ceilalți lideri, fiind în opoziție, sunt destul de vocali, aceasta i-a dat posibilitatea ca la alegeri locale să ia anumit număr de mandate de primari sau de consilieri și acest sondaj reflectă mai mult situația de la alegeri locale, dar nici de cum de alegeri prezidențiale. Nu, nici de cum. Deoarece cam toți acești care sunt în prezent în sondaje încă sunt în memoria colectivă a alegătorului că el este liderul pe care, datorită căruia am votat primarul din sat sau consilierul din sat sau din municipalitate. La aceste sondaje nu au participat diaspora de Republica Moldova. Și dacă n-a participat diaspora, atunci s-ar putea să spunem că procentul lui Sandu sau lui Grosu sau lui Recean poate să crească, poate să crească, fiindcă și diaspora s-a dezamăgit. Dar, dumneavoastră a spus, în primele topuri este Sandu și după ce urmează partidii de stânga. Credeți-mă că partidele de stânga, care o parte dintre ele sunt filoruse, o parte dintre însele promovează valori străine acestei societăți, valori a unui stat care a omorât în Republica Moldova în 1992. Noi trebuie să vorbim războiul pe care l-am dus noi cu Rusia. Și acest război este înghețat. Și acum acest stat duce un război în Ucraina. Și cel mai straniu că în Republica Moldova avem partide și oameni care încă îi dau încredere acestor partide ce ar promova valorile statului respectiv. Eu sunt de părerea că dacă Sandu n-ar fi fost omul care a încălcat Constituția și dacă Sandu ar fi pus în capul mesei legile Republicii Moldova și dacă Sandu le-ar fi dat posibilitatea să crească
lideri din PAS, liberi, fără ca să-i taie, atunci am fi avut un alt sondaj. Însă Sandu a încălcat de mai multe ori legea fundamentală, prin faptul că, uitați-vă, ultima încălcare care este continuă, ultima recidivă pe care o face, cei din Găgăuzia au acordat un vot de încredere bașcanului lor, Guțul. Conform legii supreme, președintele este obligat să o cheme, ea să depune jurământ de credință și ulterior să devină membru a Guvernului Republicii Moldova. Doamna Sandu încalcă legea supremă prin faptul că nu o numește prin decret pe Guțul membru a Guvernului. Și cel mai interesant că o parte din populație spune, bravo, uitați-vă că ea nu-i permite. Eu, ca și profesor de drept constituțional, spun că aceasta este o crimă, o încălcare vădită a Constituției, fiindcă, vrei tu sau nu vrei, legea te obligă pe tine să o faci. Chiar dacă cel pe care tu o numești membru a guvernului, așa cum spui, face parte dintr-o crimă, de o organizație criminală, a săvârșit anumite fapte, așteaptă de la bun început. Organele de investigare, procuratura, se intenteze și se instrumenteze un dosar și după aceea vine în cadrul guvernului și solicite suspendarea ei ca și membru al guvernului. Și noi simplu de tot respectăm întocmai legea și încrederea cetățenului în conducătorul său este mult mai mare. Dar dacă îmi vede că Sandu nu face lucrul acesta, atunci parcă ar promova, cum a spus și domnul Mocanu aici la dumneavoastră în emisiune, un fel de Don Quixote la sud, la Găgăuzia, cum este Guțul, care ar promova separatismul. E ca, uitați-vă, la fel, doamna Sandu, când a devenit președinte, este garantul integrității teritoriale. Trebuia să invite pe cine vrei, din liderii din stânga Nistrului, de opoziție, care după ce a fost împușcat domnul Harjan, și să aibă anumite discuții cu anumiți lideri din stânga Nistrului și să spună, domnilor, noi vrem să fim o țară de facto, așa cum suntem de iure. La fel, trebuia să spună cei din stânga Nistrului care au deserviți pe Krasnoselski și company, voi încălcați legea penală de Republica Moldova, voi promovați separatismul și veți fi atrași la răspundere penală deoarece eu sunt garantul integrității teritoriale și a suveranității. La fel, dacă Sandu făcea o tentativă, două, trei, se plece la Tiraspol, la Râmnița, la Dubăsari, fiindcă aceasta e funcția de președinte și se spune, noi suntem stat recunoscut de toate statele în lume, cu pecete, cu drapel, și dacă voi vreți în continuare să exportați cu specimente Republicii Moldova, fiți bun și respectați întocmai legea Republicii Moldova. Dacă Sandu spunea că cei de la centrala termoelectrică, de la Cuciurgan, voi recunoașteți sau treceți sub jurisdicția Republicii Moldova și noi după ce încheiem contract cu această centrală, atunci cetățenii aveți spune, bravo, Sandu, încetul cu încetul îi aduce pe cei din stânga Nistrului sub Constituția și legea Republicii Moldova. Dar timp de 4 ani cât Sandu a fost ca și președinte, noi nu am fost martori la anumite acțiuni concrete ce au restabilit suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, a și contribuit la acest separatism. A contribuit prin faptul că criminal a semnat un contract cu nu știu ce criminal din stânga Nistrului ca noi să obținem energie electrică. Domnul Gonța, eu poate mă repet, dar într-un stat de drept, într-un stat democratic, astfel de acțiuni nu poate avea loc. Tu nu poți să te duci la un criminal și spune, măi, tu mi-ai furat mie bijuterii din casă, mi-ai furat banii din casă, hai, eu uit lucrul acesta tot, de aceea pe viitor am nevoie de tine ca banii pe care tu mi-ai furat și bijuteriile să mi le vinzi mie la un preț redus. Te imaginezi, fură gazul pe care rușii spun, nu le-am dat Republicii Moldova, nu contează cum se consume acolo. Fură gazul
produc energie electrică și parcă bijuterie pe care noi o cumpărăm e la un preț mai mic. Noi așa avem o situație în Republica Moldova. În loc tu, pe cei care sunt separatiști, pe cei care au încălcat legea să fie toți cu dosare penale și anunțați în căutare internațională și ei singuri să spună nu mai vreau să-l deservez pe Krasnoselski, nu mai vreau să fiu funcționar în stânga Nestrului, nu mai vreau să fiu milițian, nu mai vreau să fiu în judecător, nu mai vreau să fiu procuror, că vor veni timpurile și vor răspunde cu toții. Tu ca și președinte, aceasta este funcția ta. Nu se dăi cu bine la petrecere, să nu stai bine cu ambasă. Nu, asta e a doilea parte. Tu trebuie la bun început să arăți ceva concret ce faci pentru cetățenii tăi. Și că, uitați-vă, avem și alte precedente cu acest procuror general. Acum și ajungem? Avem alte precedente. 2 ani nu a numit în funcție mulți judecători Republica Moldova. Ajungem? Care... Da. La fel și alte precedente ilegate de organizarea și petrecerea concursurilor de către PAS și Sandu la funcțiile principale ale statului, de șef la Autoritatea Națională de Integritate, unde, fără ca să respingă candidatura actualului șef, îl numește doamna Sandu că este foarte bun. Pe când el a făcut parte în această instituție încă când era în perioada statului capturat. La fel, avem și alte precedente cu încălcarea principiului separației puterilor în stat și cu ultragerea justiției. Când acest judecător sau acești procurori trebuie să fie judecați, etc., etc. Aceasta este încălcare a principiului separației puterilor în stat. Avem și alte precedente, pe ce drept, când era prim-ministru, fără ca să o invite, pleacă la CSM și spune, ca și Hrușov la ONU, voi trebuie așa cu schinamate așa să facem. Avem și alte precedente. Când eram membru eu a CSM, a venit la CSM ca și ministru educației, spune, eu îi dau afară pe acești directori de școli, dar justiția voastră îi repune în funcție. Și atunci am spus, doamna Sandu, dumneavoastră ca și ministru al educației, sunteți parte sau faceți parte din puterea executivă. Ceea ce acum faceți este încălcarea principiului separației puterilor în stat. De atunci, doamna Sandu nu are toleranță la Cârnaț. La Teodor Cârnaț. Nu știu. Așa, continuăm. Dumneavoastră spuneați, domn profesor, despre faptul că noi avem nevoie de o idee națională. Ideea națională a fost găsită... zic ei, și se numește integrarea europeană. Avem război și din cauza sau datorită acestui război am obținut și statut de țară candidat, pentru că a venit Borel și ne-a zis poftim cere, nu mai semnați, să-și dați-o înapoi. Am început negocieri datorită faptului că Ungaria și-a primit cele 50 de miliarde de dolari de la Bruxelles. El n-a votat împotriva Ucrainei, cu Ucraina era știrea, noi am picat așa. Și iată, avem un referendum național. Părerile sunt, poate nu sunt părțite. Există părerea PAS-ului că avem referendum. Și toți ceilalți care măcar o dată au fost la bibliotecă și au deschis ceva, o carte care privește dreptul, spun că asta e imposibil, n-are voie. El la noi a fost domnul Nicolae Șanu, a ținut o lecție, a dat de pământ cu acest referendum, dar poate dumneavoastră veți salva acest referendum și ne veți spune. Noi avem referendum constituțional totuși la toamnă sau nu avem? Pentru că doamna Maia Sandu spune că avem, a cerut parlamentului, conferință de presă, avem panouri, ați văzut, avem slogan, avem site. Pe de altă parte, Constituția spune că oameni buni, voi sunteți sănătoși? Eu am fost unul din cei mai mari adversari a acestui referendum atunci când a fost anunțat în decembrie de doamna Sandu. Și atunci am vociferat că ea a încălcat jurământul de a respecta Constituția și legea, fiindcă fără să aibă dreptul de a organiza un referendum în timpul alegerilor prezidențiale, ea a spus că va fi un referendum. Și doi, a obligat Parlamentul ca să modifice codul electoral, ca în aceeași zi să se petreacă un referendum cu alegerile prezidențiale, parlamentare sau locale. Și trei, am spus că acest referendum este un slogan electoral al lui Sandu, care l-a furat de la Dodon, de la Plohotniuc, fiindcă și aceștia au promovat ideea de un referendum de integrare european. Pur și simplu l-au furat.
Și am spus că, ca rezultat, vor limita toți concurenții pe dreapta de a avea anumite șanse de a deveni președinți a Republicii Moldova. Iar că aceasta este una din întrebările de bază care are o răspuns necunoscut. Fiindcă Maia Sandu, prin acest exercițiu de referendum, ea nu este aleasă. Ea se plasează în funcția de președinte, fiindcă oamenii, în loc să discute despre succesele, insuccesele lui Sandu ca și președinte, toți vor fi îndreptați spre ideea de a discuta despre referendum. Însă ne-a plăcut chiar ideea lui Mocanu și am vociferat-o și, și eu în cadrul unei emisiuni televizate luni. Totuși, dacă un nebun aruncă o piatră într-o apă, atunci 10 deștepți încearcă să scoată această piatră din apă. Deci, ca vă spun, încearcă, și acum mi-am schimbat, eu mi schimb retorica, fiindcă dacă totuși Sandu, prin încălcarea Constituției, prin încălcarea legii, spune că e interesul național să organizăm acest referendum, pe mine ca și om, ca și profesor, ca și tată, mă obligă să accept condițiile lui Sandu. Mă obligă. Și vă explic. Fiindcă integrarea europeană și valorile pe care le promovez în familia mea, ele sunt unul la unul. Chiar sunt mai multe. Și dacă totuși se va declanșa acest referendum, noi sau cei care suntem de vocație europeni, vor fi obligați să contribuim ca acest referendum să aibă loc. Și explic. Ca să nu aibă loc acest referendum, este poziția rușilor. Poziția Federației Ruse, prin acest război hibrid, au găsit sau este această găselniță de a da cu nasul în gheață Republica Moldova pentru faptul că a devenit stat candidat a UE și UE a început, sau cel puțin a dat start-up, negocierea sau condiții de negociere cu Republica Moldova. Rușii nu tolerează. Și toate partidele de stânga și filoruse vor depune tot efortul ca acest referendum să nu aibă loc. Și au șanse reale să o facă. Vă spun, chiar dacă se va declanșa acest referendum, eu am să mă reîntorc înapoi la procedura legală de declanșare. Deci, ca o spun, fiindcă cel mai mare obstacol al acestui referendum este prezența la vot. Ultimul timp, CECU a umflat lista persoanelor care au drept de vot. 3 milioane, peste 3 milioane. Să admitem. Și dacă sunt 3.600.000, la vot trebuie să se prezinte la referendum, nu vorbesc la alegeri prezidențiale, 1.200.000. Sandu a fost votat cu 1.000.000 aproape. Aproape. Dar aceasta a fost un fenomen, o excepție. Dar de unde să mai iei 200.000? De unde să le iei? Din votanții celor de stânga. Dar dacă cei de stânga, ghidați de oameni de încredere al lui Putin, Republica Moldova, îmbrăcați în diferite haine, consilieri acolo, businessmani acolo, organizații guvernamentale acolo, vor inacula în societate că acest referendum nu trebuie să aibă loc, prezența la referendum, la vot, e sub semnul întrebării. E prima necunoscută. De aceea când cei de dreapta și înțeleg prea bine în prezent, spun că acest referendum este o prostie, eu mă subscriu aici, însă această prostie trebuie să fie rezolvată de oameni deștepți care cu adevărat vor integra european. Fiindcă, în general, Maia Sandu a guvernat 4 ani de zile numai prin încălcări de lege, numai prin încălcări de Constituție. Poate așa consilier ea are, dar nu cred. Mai degrabă, ea e ca și șeful cel de întreprindere care spun, eu am nevoie ca să fie venitul meu de 100 de milioane. Pentru aceasta ce să faceți? Mie nu mă interesează. 100 de milioane să am. Trebuie să facem evaziuni fiscale, trebuie să mergem la trafic de droguri. Mie nu mă interesează.
face seama 100 de milioane. E că Sandu cam așa îi dictează celor pe care i-a plasat în funcție. Eu am nevoie de asta. Atunci când vii cu ideea, tu încalci Constituția, tu încalci legea, interesul național așa merge. Și uitați-vă. Acum ne întoarcem la cei de dreapta. Cei de dreapta spun, Sandu privatizat acest slogan. Și eu dacă intru în această competiție, eu îi ridic mingea lui Sandu. Adică eu, care n-am tolerat-o 4 ani de zile cum a guvernat, parcă mă pune să mă obligă să o votez din nou împotriva voinței mele. Dar aceasta nu este un vot liber, asumat. Nu este un vot conștientizat. Este un vot pus sub anumite presiuni. Asta e prima prostie a ceea ce vrea să facă Sandu. Atunci ce facem? Votăm la referendum pentru, dar contra Maia Sandu la prezidențiali? Eu am spus dacă va avea loc acest referendum. Și acum mă dau răspuns la întrebarea dată. Și după aceea mă dau răspuns la întrebarea dumneavoastră. Cum să votăm? Uitați-vă că acest referendum are multe necunoscute în prezent. Și următoarea necunoscută este se va respecta Constituția în organizarea acestui referendum sau nu? Fiindcă la acest referendum se va propune o lege. Eu propun două legi constituționale să fie votate de către poporul Republicii Moldova și să fie ulterior introduse în Constituție. Și vă spun ce ar însemna aceasta. Că dacă tu propui la referendum o lege constituțională care după aceea să facă parte din Constituție, trebuie să respecti întocmai procedura scrisă în Constituție. Această procedură e scrisă negru pe alb în articolul 141-143 din Constituție. Și uitați-vă care sunt. Dreptul de a iniția o astfel de lege este Parlamentul. O treime din deputați. De aceea se numește grup de inițiativă. Nici o problemă. Parlamentarii au strâns la pas. O treime au spus cine vrea să fie, fac parte de această grup de inițiativă. Acolo va scrie legea 1. Dar toți după ce vor bifa în CV, eu am fost făcut parte de acest grup. La acest capitol care să mănânce cașcaval gratis sau cârnați, ei, în pas sunt campioni. 2. Acest grup de inițiativă elaborează proiectul de lege. Proiectul de lege este înregistrat la birou permanent și trimis la Curtea Constituțională ca să obțină aviz. Avizul asupra acestui proiect de lege trebuie să fie elaborat sau adoptat cu 4 voturi a judecătorilor Curții Constituționale. Prima sau a doilea obstacol în desfășurarea referendumului. Deci cauză cu 4. Să admitem că cei 6 găsesc 4 ca să spună că această lege unde se va scrie Republica Moldova se integrează, Republica Moldova, directivele Uniunii Europene au prioritate față de legislația Republicii Moldova cu excepția, cam așa. Va fi legea care trebuie să fie votată de către noi. După aceea, legea se întoarce în Parlament, se murează 6 luni de zile și conform Constituției trebuie să fie votat de Parlament. În prima lectură, nu contează câte voturi, pasul le are. Lectura a doua, cu 51 de voturi, cel mai mare sau a treilea obstacol, votarea cu 2/3 a acestei legi de către Parlament. 68, ceea ce pasul nu are. A treia sau a treilea obstacol. Dacă noi vorbim de ceea ce prevede Constituția. Însă, noi avem la acest capitol o hotărâre a Curții Constituționale din 2010. Că atunci când nu putea Parlamentul să modifice Constituția și prin încălcarea ei a permis organizarea unui referendum prin care să fie modificat articolul 78 și să fie ales președintele de către popor prin referendum. Pasul intenționează să eludeze Parlamentul sau cel puțin să voteze în prima lectură sau a doua și a treia lectură să fie trimis poporului să aprobe această lege prin referendum. Punctul meu de vedere aceasta nu corespunde Constituției, dar Curtea Constituțională face minuni pentru pas și eu sunt mai mult ca sigur că le va da undă verde să organizeze acest referendum eludând votul de 2/3 din Parlamentul Republicii Moldova. Poate s-ar putea să nu meargă pe varianta dată. S-ar putea să găsească voturi.
Vom vedea de acum. Continuăm, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn profesor. Dar până asta, în general, ați dat de pământ cu inițiativa asta lor cu privire la referendum. Mai departe, ce facem? Facem referendum, nu mai facem referendum. V-am spus că dacă Sandu ar fi respectat Constituția întocmai, ideea de organizare a unui referendum nici nu era pusă în discuție în prezent. Că v-am spus că îi torni apă la moare lui Putin. Și că rezultat prin această inițiativă a lui Sandu vor să o demoralizeze, să arăte, uitați-vă, cei de Republica Moldova sunt împotriva integrării europene când urmăresc referendumul. Asta e o tâmpenie, nu șagă. De acum ne întoarcem, vă spuneam, dacă va avea loc referendumul. Nu-i de ajuns ca Curtea Constituțională să dea aviz. Este următorul obstacol. Avem termenul de 6 luni de zile. Dacă a denunțat că în octombrie va avea loc alegerile prezidențiale, ceea ce înseamnă că vor avea loc și referendumul, dar Sandu a spus că va avea loc referendum în octombrie, mergem, depinde, 1 octombrie, înseamnă 1 septembrie, o lună, 1 august 2, iulie 3, iunie 4, mai 5, aprilie 6. Și azi e 21 martie. Și azi e 21 martie. Ceea ce înseamnă că dacă acest proiect de lege se prezintă azi la Curtea Constituțională, atunci Curtea trebuie să dea aviz într-o zi sau două. Dar nu uităm că socialiștii și comuniștii au sesizat Curtea în raport cu ideea că în aceeași zi să se desfășoară alegerile prezidențiale cu referendumul. Ei spun că nu e constituțional. Așa e poziția lor. Ceea ce înseamnă că Curtea Constituțională este pusă în situația, la bun început, se dea răspuns sesizării socialiștilor și comuniștilor, se permite și după aceea se elaboreze acest, sau se prezinte acest aviz. Fiindcă ceea ce e scris în aviz, acest text va fi pus la referendum. Nici mai mult, nici mai puțin. Aceasta este una din condițiile de modificare a Constituției. Și a treia pe care eu o promovez, și legat de prima parte a intervenției mele, spuneam să admitem că Sandu va fi ales președinte. Nici o problemă. Atunci Sandu se va bate sau va avea o contradicție cu Parlamentul. Că din sondajele pe care dumneavoastră ați prezentat azi la IMAS, noi vedem că partidele de stânga vor ajunge în viitorul Parlament. Și iau majoritatea. Și iau majoritatea. Uitați după sondaje. Și în felul acesta va fi Sandu ca președinte, Parlamentul va fi de altă coloratură politică și guvernul va fi opera Parlamentului. Istoria din 2021, când artificial nu mai merge, n-o să meargă de dizolvarea Parlamentului și Sandu o să fie, spune, domnule, sunt atribuțiile mele, eu nu mă numesc, dau declarații, ordine, mă duc în deplasări, etc., etc. Deci așa e Constituția. Eu am propus, ca să nu ajungă la o astfel de situație, să materializăm ideea poporului vociferată în 1999 la un referendum consultativ organizat de către Lucinski. În 1999 Lucinski a promovat întrebarea: voi sunteți de acord ca în fruntea guvernului să fie președintele Republicii Moldova și să fie în fruntea puterii executive? 99% sau 95% au spus că da. Noi vrem un președinte puternic și noi vrem ca acest președinte să fie în fruntea guvernului. Când am făcut legătură cu Lukashenko, eu am spus că la noi există încă această mentalitate de tătucă, o mentalitate de stăpân de robi, ca cineva din lideri să-și asume conducerea de facto și de iure a Republicii Moldova. Că dacă rămâne așa, atunci Sandu va fi una sterilă în continuare. Una vocală, dar fără niciun efect. Atunci care-i sensul, care-i rostul? Să te bați pentru funcție de președinte ca ulterior să nu dai niciun rezultat acestui popor. Nimic. Și pentru ca să nu se întâmple lucrul acesta, eu ca profesor de drept constituțional am discutat cu doctoranda mea din PAS și i-am spus să fie promovată la referendum două legi. Prima lege legată de integrarea europeană,
Și a doua lege legat de atribuțiile președintelui în raport cu puterea executivă. Fiindcă în 2001, când neconstituțional s-a modificat Constituția și președintele a fost ales de Parlament, lucrul acesta s-a făcut de către Voronin, i-a luat atribuția lui președinte a Republicii Moldova să prezideze ședințele guvernului, i-a luat atribuția lui președinte ca să numească doi judecători la Curtea Constituțională. Și au mai luat și altele. Și am spus, cel puțin, aceste două articole care au fost cândva în Constituția de bază să fie reanimate, să fie repuse în funcție. Dar în cel mai bun caz, să copie unul la unul modelul francez de republică semi-prezidențială cu elemente prezidențiale. Vorbesc de Macron. Și ca rezultat, viitorul președinte se va plasa în fruntea puterii executive și prim-ministru se va subordona președintelui și împreună vor garanta pensii și salarii. Și am spus, o astfel de lege trebuie să fie pusă a doua la referendum. Și uitați-vă, poporul când aude, măi, președintele garantează mie pensii și salarii. Uite ce propune următorul candidat. Vin numai decât la referendum. Și o treime se va face în o doime. Fiindcă toți vor ca președintele să-i garanteze ceva. Să-i garanteze pensii, salarii, securitate, asistență socială. Dar așa cum este președinte, nu are astfel de atribuții. Și parcă nu îl motivează să vin la acest referendum. Eu aș propune și a doua lege la acest referendum ca să corespundă așteptărilor Republicii Moldova. Însă cei din PAS spun, măi, dar până noi ne integrăm în Europa. În Europa e parlamentarism. În Europa funcția de președinte e așa, plus minus. Domnilor, noi vrem ca standardul european să se implementeze în Republica Moldova, dar nu uitați de faptul că noi avem anumite tradiții naționale de aici. De aceea, dacă Constituția nu corespunde cu, de fapt, cu tradițiile naționale, cu spiritul, cu așteptările cetățenilor, este una formală, una care nu dea roadă. Și uitați-vă cei din PAS, de care conduc în prezent Republica Moldova, deputații, toți la fețele lor, dar ei nici nu au visat, domnul, să devină deputați. Ei n-au nicio răspundere față de votul cetățeanului. Ei parcă așa, draperia cea neagră, și mai departe e poporul. Ei spune, grand, mersi, mi-a luat salariul, mi-am bifat în CV că am fost deputat, mi-am construit de acum sau m-am cumpărat ceva în străinătate, aștept, trebuie să finalizeze că în viitorul parlament sau în viitorul PAS nu o să treacă 86-lea de pe listă, domnilor. Nici la Voronin așa ceva nu s-a întâmplat. Când aproape 100% din cei care au fost în listă au ajuns deputați. Nu! Și dacă ei nu au această răspundere, înseamnă că ei intră în contradicție cu voința poporului, intră în contradicție cu așteptările noastre. Și noi avem ceea ce avem. Republica of Moldova. Eu dacă aș fi în locul doamnei Maia Sandu, ultimul premiu pe care l-a luat dintr-un sat, dintr-un oraș din Germania, 25.000 euro, l-aș da dumneavoastră pentru aceste sfaturi, pentru că asta se numește a consulta gratuit, dar... Domnul Gonța, ca profesor, nu că sunt obligat, dar ar fi dat dovadă de un mare egoism dacă eu nu i-aș consulta pe cei care să ne guverneze. Eu, aveți dreptate, gratuit fac lucrul acesta. Mulți consilieri pe lângă Sandu eu salarii enorme din multe granturi date de către UE. Dar Sandu are un mare neajuns. Ea era obligată ca cei mai buni constituționaliști să fie consilierii ei de bază la funcție de președinte. Fiindcă domnul Mișen de la o emisiune la Jurnal TV îmi spune, dar ce Sandu e obligat să-ți cunoască dreptul constituțional fiindcă tu ai pus doi pentru faptul că nu cunoaște dreptul constituțional. Și eu am dat răspunsul. Tu accepți funcția de președinte. Tu accepți o funcție fără să cunoști care sunt atribuțiile tale de bază. Cum ai acceptat-o, domnilor? Aceasta este o prostie. Și de cel mai rău caz, dacă ea nu cunoaște, este obligată să aibă cei mai buni consilieri la capitolul dat, ca să o consilieze. Se spune, doamna Sandu, așa facem, așa facem și așa facem. Asta e legea. Când caz contrar, zic, prin nimic Sandu nu se deosebește de Dodon.
la capitolul încălcării Constituției. Dodon a încălcat Constituția de 5 ori, că eu nu vreau să-l numesc pe ăsta ministru. Eu nu vreau să promulg legea cu tare. Și curtea, printr-o hotărâre, a constatat, deliberat, intenționat, Dodon a încălcat Constituția. Maia Sandu, deliberat a încălcat Constituția atunci când prin decret a numit-o a doua oară pe Gavriliță candidat la funcția de prim-ministru când s-a dizolvat neconstituțional, fără niciun temei. Curtea a spus, Sandu, tu ai încălcat Constituția. Și uitați-vă că organele de drept, nici în raport cu Dodon, care a încălcat de 5 ori Constituția, nici în raport cu Sandu, care cel puțin este o hotărâre de constatare că a încălcat Constituția, nu mai vorbim acum cu Stoianoglu. Va fi încă un precedent când Sandu la fel a încălcat legea, dar nu Constituția, care l-a demis fără o hotărâre de judecat pe Stoianoglu. Dacă tu i-ai așteptat 2 ani de zile, spus că Stoianoglu s-a adresat în instanța de judecată, unii a contestat rezultatul evaluării lui și așteptăm hotărârea instanței de judecată. Sandu spune că eu sunt presat de partenerii externi și la sfaturile lor, eu am adoptat decretul ca să-l demit din funcție pe Stoianoglu fără o hotărâre instanței de judecată. Păi, oameni buni, care-i temeiul legal? Prin ce e motivat acest decret? Trebuie să te legi de o hotărâre instanței de judecată, dar nu de sfaturile partenerilor externi. Și încă de la bun început, i-am spus, când Stoianoglu avea probleme cu pasul. Doamna Sandu, da, vă dă un sfat. Eliberați-l din funcție pe Stoianoglu nu pentru faptul că el nu este competent. Fiindcă voi, prin Stamate, Olesea, când era ministrul justiției, a spus că cel mai competent este Stoianoglu. A dat dovadă de profesionalism când a fost procuror general. Da. La fel a spus că e cel mai bun și a dat cele mai bune puncte. Grupul sau comisia voastră organizată de către Ministerul Justiției. Și după aceea, tu peste 2 ani de zile, faci o comisie să spui că e nota 2, este Stoianoglu și eliberezi din funcție. Prostie. Nu e logic. Și am spus atunci, în legătură cu faptul că curtea a declarat legea prin care Stoianoglu a fost procuror general neconstituțională, și atunci strigam că această lege nu este neconstituțională, îi recomandam lui Sandu, adoptă decretul de eliberare din funcție lui Stoianoglu pentru faptul că el a fost numit neconstituțional în funcție de procuror general, făcând referință la hotărârea Curții Constituționale. Lui Stoianoglu nu era afectat demnitatea lui. Nu erau intentate dosare penale politice la comandă. Și în felul acesta, uitați-vă, noi eram, să ne întoarcem la albia constituționalității. Tocmai de asta, domn profesor, dar pe scurt, eu o chestie nu înțeleg de atâția ani. Deci Constituția este legea supremă a țării? Ce este? Domnul Gonța, noi avem legea supremă, e Constituția. Așa. Numai că, mai presus de Constituția, declarație de independență. Nu, stați, revenim la Constituție. Nu, vorbesc. Și dacă ceva din Constituție intră în contradicție cu declarația de independență, ceea ce e scris în declarația de independență are prioritate față de Constituție, a spus Curtea Constituțională atunci când, prin acea hotărâre renumită cu limba română, peste tot a spus că e limba română și punctul. Eu altceva voiam să-mi... Da. Constituție, legea fundamentală, legea... Legea, ca și la creștin Biblia. Așa. Da, aveți dreptate. Eu încalc codul penal, ies afară, iau o piatră, stric geamul unei mașini care este parcată, vine imediat poliția și mă amendează. De ce ai noștri, nu contează cum îi cheamă, încalcă Constituția cum vor și totul e bine. Iată, eu nu pot să-ți le, dacă asta e legea fundamentală, legea de bază, faci ce vrei cu ea și nu pățești nimic, dar dacă, nu știu, ai aruncat o piatră, vorba, că spuneam, da, într-o mașină, imediat ești amendat contravențional. Domnul Gonța, dumneavoastră, așa o concluzie ați promovat în prezent, care pentru mine, ca profesor de drept constituțional, le-am recomandat Parlamentul să modifice codul electoral ca să fie pasibil de atras la răspundere penală a persoanelor de demnitate publică, cum ar fi președinte, speaker-ul Parlamentului, atunci când deliberat încalcă Constituția. Deliberat, intenționat. Eu nu vreau și punctul. Uh-huh.
Așa cum nu numește pe Guțul membru guvernului, așa cum nu numește judecătorii prin decret, așa cum nu promulgă legile. Așa cum Dodon nu numea un ministru. Așa cum au numit-o pe Gavriliță, a doua oară candidat la funcția de prim-ministru, așa cum Dodon de 5 ori nu numea ministri, nu promulgă. E ca astfel de componență de infracțiune trebuie să fie în codul penal. Nimeni au răspuns ei, ei vor răspunde politic, atunci când vor fi alegerile parlamentare. Ei, din... Și eu îi spun, dacă vreți ca Republica Moldova să fie parlamentarism, atunci parlamentarismul trebuie să corespundă în tocmai cu acțiunile lor. Că în caz contrar, cele mai multe fără de legi o fac organele colegiale. Parlamentul adopte legi care intră în contradicție cu Constituția și după, ei spun în felul următor, că după ce noi alegem procurorul general, noi declarăm această lege neconstituțională. Deliberat adoptă o lege care intră în contradicție cu Biblia noastră, cu Constituția și după aceea spunem că las curtea să o declară, dar în timpul ăsta noi alegem procurorul nostru general. Așa ceva nu poți, domnilor, și pentru ca să nu se întâmple astfel de acțiuni, e bine să fie promovată în codul penal răspunderea colectivă pentru actele adoptate intenționat cu încălcarea Constituției. Dacă s-a încălcat Constituția sau nu, la bază trebuie să fie luat hotărârea Curții Constituționale. Dar și această hotărâre trebuie să fie una obiectivă, echidistantă, profesionistă, profesionalistă și să garanteze supremația Constituției, dar nu supremația PAS-ului, nu supremația Sandului, nu supremația unor prostii pe care ei le votează în Parlament. Și deoarece unii judecători numiți de PAS acolo, cam asta cred că e scopul judecătorului Curții Constituționale, dar să nu fie stăjerul Constituției. Apropo de prostii votate în Parlament, adică nu știu dacă e prostii, unii zic că e prostii. În primă lectură se votează astăzi votul prin Poșta Moldovei pentru ai noștri din Canada și Statele Unite. Guvernarea zice că e proiect pilot, adică doar îl încercăm, dar voturile vor fi calculate. Alții zic că moldovenii nu se vor lăsa jucați, că înțeleg că fac parte a jocului, moldoveni din Canada și Statele Unite, și vor refuza să voteze prin corespondență și vor vota cum votau ca de obicei. Alții spun că și asta e o idee năstrușnică, exact ca și ideea cu referendumul. Alții aplaudă și mulțumesc partidului pentru existență și spun că bravo, e bună ideea. Dumneavoastră, domnule profesor, ce credeți despre această inițiativă? Aici avem două necunoscute de bază. Noi avem una din principiile constituționale, scrise în Constituție, că dreptul de a alege se face direct. Unul din principiile, votul direct. Direct ar însemna că vii la secția de votare, iei de la biroul permanent buletinul, le-ai ștampelat și l-ai aruncat în urnă. Parcă aici, prin votul, prin corespondență, tot spune că e direct. Numai că tu nu vii la secția de votare. Și de acum buletinul, printre anumite specimente garantate de către CEC, etc., etc., unde se poate identifica persoana, care-i scopul? Că aceasta este manifestarea de voință a cetățeanului. Adică să știm că cel care a pus votul prin corespondență, lui aparține manifestarea lui de voință. Dar aici e problema de bază. El poate fi influențat. Soție, copii, ce vrei. Dar după ce așa și iese. Noi dar vrem mai bine familie noastră, copilul nostru și noi discutăm acasă. Cine mai bun ca să-l votăm? De aceea această influență nu are mare importanță. Dar cea mai mare prostie că e discriminarea la mijloc. Fiindcă organizează votul prin corespondență pentru două state. Ori pentru toți, ori pentru nimeni. Dar e pilot. Nu contează. Deoarece ne vorbim de exercitarea suveranității, care reiese din articolul 2 din Constituție. În articolul 2 nu-i nimic, nu-i găsim pilot. Acolo spune că suveranitatea este exercitată de către poporul Republicii Moldova, care se face în mod direct. Vorbim de referendum și vom avea un exercițiu de bază, cum se numește referendumul, și a doilea, indirect, prin alegerea noastră a organelor reprezentative. Anume, votarea sau alegerea conducătorilor noștri, nimic nu se scrie pilot, ni pilot. Fiindcă tu delegi atribuțiile tale suverane unor reprezentanți temporari. De aceea,
în perioada instaurării puterii în stat pe cale democratică, nu există pilotare. Nu poate fi testat. Asta e, n-are sare, asta n-are sare. Ori toți, ori nimic. Fiindcă în caz contrar se încalcă un alt principiu electoral, egalitatea alegătorilor în raport cu dreptul de a vota. Fiindcă cineva va spune în Germania, eu parcurg 600 de kilometri pentru a ajunge la secția de votare. Am cheltuit 300 de euro. Cine compensează? Nimeni. Mm-hmm. Cineva din Rusia vor spune, dar de ce în Rusia? Nu-i pilot. Cineva va spune, eu de la Petropavlovsk-Kamchatka am zburat 9 ore ca să ajung în Moscova să voteze. Cine îmi compensează mie 1000 de euro? Guvernarea trebuie să se gândească. Dar ceva să facem la acest capitol? Trebuie. Și am promovat două idei de bază la acest capitol ca și profesor universitar. Prima idee de bază, să schimbăm Constituția și să promovăm obligativitatea votului. Oho! E o idee revoluționară, dar stă la baza faptului că la alegeri participă în jur de 50%. Uh-huh. În Statele Unite există obligativitatea votului în 98-96. În felul acesta, cel care te conduce are o mai mare legitimitate de a adopta anumite hotărâri în raport cu conducerea poporului. Prezenta Constituție nu permite lucrul acesta, obligativitatea votului. Ceea ce înseamnă că trebuie modificată Constituția la acest capitol. A doilea, unii vor spune că nu vin la vot din cauza distanțelor mari, din cauza lucrului. Și spune, haideți să organizați ca în Rusia de 3 zile sau o săptămână de zile. Nici o problemă. Dacă merge la mai multe zile organizarea votului, s-ar putea ca votul prin corespondentă să decadă. Să nu avem nevoie. Uh-huh. Fiindcă omul își va alege una din zile care este mai liber. A treilea, pe care la fel are dreptul la existență, dreptul prin corespondență, cum promovează PAS-ul, dar pentru toți cetățenii. Pentru toate statele. Vot prin corespondență. Nici o problemă. În felul acesta, dacă noi implementăm, îi punem toți pe poziții de egalitate, dar în al doilea rând, diaspora noastră nu vor avea cheltuieli și uitați-vă, doi, nu vor sta o zi întreagă în coadă ca să ajungă la secția de votare, trei, nu vor spune că n-au buletine, fiindcă am avut dar Franța, etc. Și sunt și multe plusuri decât minusuri. De aceea când vorbim de această idee, ea e discutabilă, are dreptul la existență, da, cu respectarea condiției, că față de toți, dar nici de cum față de Canada și Statele Americi. Continuăm, domn profesor, mai avem câteva subiecte, dar peste câteva clipe de publicitate. Vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn profesor, noi ieri am aflat la această emisiune la domnul Iavorski, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, că recent în Parlament s-a votat o modificare de lege despre care nimeni n-a scris nimic. La noi presa așa e deșteaptă, începând de la mine, închivind cu alții, încât noi când vedem titluri în Parlament, gen, se propune modificarea legii numărul 443 din 324-2025 cu privire la anumite acte normative, noi spunem, gata, nu ne interesează, pentru că noi vrem să fie foarte clar. Se propune modificarea legii codului penal cu privire la condamnarea domnului Gonța și a domnului Cârnaț. Iată, noi deja sunt asta pentru noi știi. Voi? Așa, lăsăm gluma într-o parte. S-a modificat legea astfel încât persoanele care până nu de mult erau funcționari publici, șefii, directorii de instituții publice, cum ar fi Inspectoratul Național de Probațiune, ASP, toate astea care sunt în subministerie, devin persoane cu demnitate publică. Aparent, funcționar public, demnitar public, treacă merg. Dar ieri la emisiune am aflat care e șmecherie. Deci până acum, cel puțin așa ne spunea, am înțeles la invitat, actuala guvernare în niciun fel nu putea demite astfel de persoane. Fie dosare penale, fie amenințări, fie alt fel de modalități. Modificând legislația, demnitarul public îl dai afară simplu. Mai întâi, printr-o semnătură a șefului, îl faci șef interimar și prin alt decret sau prin alt ordin îl numești pe altcineva.
fără concurs, fără măcar să anunț, pur și simplu ai afară pe cine vrei. În medie scam vreo 100 de întreprinderi sau 100 de instituții publice de genul ăsta. Invitații de ieri, domnul Nicolae Ieșanu, domnul Andrei Iavorschi de la INP, dădeau semnale de alarmă, spuneam că băieți, asta nu e nicăieri în statele europene, nicăieri, ori noi parcă acolo tindem să mergem. De aici, deocamdată, argumentele pasului eu nu le-am, guvernare nu le-am auzit, dar eu le știu. Mafia se opune, sistemul se opune, tocmai de asta trebuie să luăm, să adoptăm măsuri mai puțin ortodoxe ca să scăpăm de mafie. Deși ei sunt la guvernare de 3 ani, doamna președinte, aproape de 4. Asta nu credeți că se depășesc totuși anumite linii roșii? Sau de data asta, sau în acest caz, guvernarea are de tot să facă ce vrea, pentru că e guvernarea sa și e absoluta putere, cum spunea și dumneavoastră în prima parte a emisiunii. Domnul Gonța, răspunsul este evident. Având o putere absolută în Republica Moldova, ei aplică principiile statului polițienesc, ceea ce înseamnă guvernează statul prin modificări de lege în așa fel ca interesul lor să fie realizat. Într-un stat de drept, funcționează în felul următor. Tu guvernezi statul cu legile pe care tu le-ai moștenit de la fosta guvernare. Cu Constituția pe care tu ai moștenit-o de la fosta guvernare. În felul acesta, tu arăți alegătorului că în tocmai condițiile sau în condițiile în care tu ai fost investit în funcție, tu guvernezi 4 ani în Republica Moldova. Ce face actuala guvernare? Ea fintează. Fintează legea și Constituția temporar. Și uitați-vă fix cum a făcut cu Procurorul General în 2020, atunci când a făcut alianța dintre Dodon și Sandu, au modificat legea cu la procuratură ca să-și aleagă procurorul, dar până atunci l-au numit pe robul 1, după asta robul 2 au fost, adică procurorilor de buzunar. Au modificat legea, încălcând Constituția, au ales procurorul general și au spus că Constituția este încălcată, dar ea are efecte juridice numai pe viitor. Ceea ce a fost în trecut, de acum nu se răsfrânge. Fix așa vor face și cu legea respectivă prin care i-au acordat statut de demnitate publică acestor persoane în detrimentul persoanei cu funcție de răspundere în autoritățile publice subordonate ministerilor sau agențiilor. Așa ori nu așa. Până când această lege va fi declarată neconstituțională, așa cum s-a făcut cu legea procuratură, ei știu, de acum au un precedent aici. Dar această lege va fi murată cam la vreo 6 luni de zile la Curtea Constituțională, ea va fi contestată și va fi spusă că ea nu corespunde Constituției Republicii Moldova, fiindcă în Constituție numai instituțiile care au acoperire constituționale, conducătorii lor au statut de demnitate publică, ceilalți au funcție de răspundere, în Republica Moldova. Curtea Constituțională va spune felul următor. Admitem sesizarea, o pune spre examinare, în această perioadă, 6 luni de zile, guvernarea îi va da afară pe toți, m-ați înțeles sau nu, și după aceea curtea va spune, ea e neconstituțională, dar în locul lor, între timp, puterea anumite alte persoane. Fix așa s-a întâmplat cu multe instituții unde puterea a organizat așa numite sau imitări de concursuri. Vă aduceți nu aminte cum a organizat concursul la funcția de judecător la Curtea Constituțională. Vă aduceți nu aminte? Asta e ultima, că peste noapte a fost numit. Eu vorbesc de Parlament. A adoptat atunci, a dit mai un regulament, o comisie, a acordat punctaje. Și atunci am lista deputaților care pe mine m-au apreciat și 3 din ei mi-au acordat 0 puncte la dreptul constituțional. 0 puncte. 0 puncte la dreptul constituțional. Și acum fac o comparație cu concursul organizat la Consiliul Supra Procurorilor. Când unul din membrii CSP l-a depunctat pe unul din concurenții la funcție de procuror general. Și ei au ajuns la concluzia că aceasta e încălcare de lege. Domnilor, pasul numai așa poate organiza concursurile. Eu v-am luat exemplu concret. Atunci Parlamentul a organizat concursul cu procurorul general, cu judecătorul la Curtea Constituțională. Altă idee. Avocatul poporului. Comisie din deputați, cu aplicarea punctajului. Eu care am scris teză de doctorat
prima teză în spațiul CSE legat de avocatul poporului, plus, sau instituția ombudsmanului, monografii, cărți, articole, și spune că persoana trebuie să aibă o notoritate în domeniul dat, sunt depunctat de membrii comisiei în așa fel, ca să promoveze în funcție... Mi-a știți cine e avocatul poporului? Acum? Da. Știu că a fost o doamnă care era avocata Maia Sandu. Da, acum, apropo, e că dacă acest capitol, dacă faci un sondaj în Republica Moldova, cine e președintele Republicii Moldova, mulți încă sunt au o memorie tardivă. Vor spune că Voronin. Nu, domnul Gonța, dezvidea. Mult vor spune că e Voronin, fiindcă o parte din populație îți departe de ce se întâmplă în poate 100 de mii. Se interesează de politică. Uitați-vă după sondajele voastre. 24-25 de mii se uită pe YouTube. Și aceea cam permanență. Băi, hai, domnul Gonță mi-a pus azi un interviu. În rest, droguri, și asta tineret o parte. Alta, cum dracu să-i hrăiesc familia? A treia, băi, mă gândesc cum să plec peste hotare. A patra, certuri în familie. A cincea, nu puneți deloc nici televizorul, numai TikTok-uri, da? Uitați-vă. Și în felul acesta, dacă noi ne reîntoarcem înapoi, atunci vom spune că Sandu și Pasu au încălcat toate regulile democratice de guvernare a unui stat de drept în Republica Moldova. Apropo, raportul Greco, l-ați văzut? Greco, grupul statelor împotriva corupției, organism al Consiliului Europei, înființat în 99, noi am aderat în 2001, raportul de evaluare recent, s-a atribuit Moldovei un scor global nesatisfăcător. Asta presupune că noi trebuie să remediem restanțele și să prezentăm un raport cu privire la progres până 31 martie. Suntem varză, cum a zis doamna Stella Coseliuc pe Facebook, la capitolul accesul la informații, suntem varză la transparența procesului decizional, clasa sau guvernarea influențează puterea judecătorească. Domnul profesor, care e diferența Greco? Iată, este Greco, care dă de pământ cu tot ce e, cine spune nouă, de exemplu, eurodeputați, cum ar fi, nu știu, Zigrev Mureșan, da? Sau Roberta, nu mai știu cum o cheamă, șefa Parlamentului European. Mazzola, da? Da, care vine și spune că eu sunt șocat, noi suntem șocați de progresele Republicii Moldova. Noi ne pierdem cunoștința în beciurile de la Cricova de când vedem cum progresează Moldova. Vine Greco și spune, ribeată, să fim serios. Acolo e rău, acolo e restanță, acolo e restanță. Sau e vorba de faptul că, pe de-o parte, avem politicieni care așa trebuie să declară ce aici trebuie să declară și avem funcționari clasici care se uită la acte și la fapte reale. Răspunsul e legat de două palete. Primul răspuns e politic, a doilea răspuns este profesionist. Cei de la Uniunea Europeană și conducerea Uniunii Europene vor să arate că Republica Moldova în prezent e o poveste de succes și ceea ce ei prezintă pentru Republica Moldova este un credit de încredere care îi se acordă. Noi care facem parte din statul Republica Moldova te spunem grand merci care, ca o astfel de poziție. Fiindcă, datorită acestei poziții se deschid diferite finanțări pe diferite palete unde noi avem probleme. Dar noi trebuie să arătăm problemele autentice, că le avem. Avem probleme în justiție, în economie, în asistență socială, în educație, avem probleme în securitate, unde vrei. Nu trebuie să arăți. Mai ales avem probleme cu garantarea securității cetățenilor Republica Moldova. Tu peste noapte nu știi unde să ajungă războiul. Tu n-ai, fiindcă securitatea trebuie să fie garantată de către Sandu ca și comandant suprem al forțelor armate. Asta e destinația ei de bază. Asta e paleta politică. Yeah. Și eu cred că acesta este bine pentru Republica Moldova. Fiindcă noi stăm la capitolul, dar negociere, condițiilor de aterare la UE. Și uitați-vă că această paletă politică s-ar putea în cel de urmă să se materializeze când noi peste noapte devenim membri UE. În dependență cum se va derula războiul în Ucraina. Dar noi, Republica Moldova, suntem un pion între UE și Rusia.
un pion micuț. Dar suntem la hotar, domnilor. Se tamponează. Deci ea și Republica Moldova în prezent se află pe mapa mond. Sandu și Pasul trebuie să zică mulțumesc lui Putin că a pornit războiul în Ucraina, ca rezultate se mențin la guvernare și au o deschidere enormă către Uniunea Europeană. Vorbesc asta. Ce scuză. Uitați-vă, n-am vărsat împotriva dumneavoastră. Pentru prima dată. Eu chiar așteptam că când o să atingeți paharul la cum gesticulați. Dar uitați-vă la ce moment am vărsat eu paharul și cred că am vărsat paharul în direcția Pasul și în direcția lui Sandu, ia că chiar așa o să o spun, fiindcă am spus acest război a dus la ceea că Republica Moldova, aflându-se între UE și Ucraina, să fie tare importantă pentru mapa mond și pentru UE. În felul acesta, o idee de bază politică este de a duce Ucraina în componența UE, de a o aduce. Acolo resurse nelimitate, dar dezvoltarea acum militară a Rusiei, a Ucrainei, va fi ca un fel de garant pentru UE pe viitor că Rusia se va opri acolo. De aceea și investesc în Ucraina această economie militară, e enorm. Fiind, știind de faptul că Ucraina pe viitor va deveni membru a UE, pe viitor va fi membru a NATO și distanțează Rusia la Donbas și Donetsk. Noi, partea politică. Politică. Noi aici câștigăm. Așa. Politicește. Acum, de facto noi pierdem. Pierdem fiindcă tu, realitatea din Republica Moldova nu corespunde cu ceea ce prezintă Uniunii Europene. Realitatea din Republica Moldova este de așa natură că guvernarea are restanță la toate paletele, la toate domeniile. Dar cea mai mare restanță are la respectarea legii. Are cea mai mare restanță la garantarea coșului minim de consum. Are cea mai mare restanță la încrederea în ziua de mâine. N-au dat o speranță de viață în Republica Moldova propriilor cetățeni pe care tu îi conduci. N-au dat o speranță că punem punct cu această luptă cu corupția, cât durează? 4 ani, 6 ani, 10 ani? Noi ne luptăm cu corupție. Domnilor, uitați-vă, Centrul Național de Corupție și Procuratura Anticorupție a trimis în judecată numai un dosar sau două sau trei legat de corupție din anii precedenți. Spunând că acum nu e corupție în Republica Moldova. Așa ceva, într-un stat care a moștenit sisteme, este imposibil. Și de aceea când spuneai tu grecian, ce scuz grecian? Grecian. Uitați-vă că da. E tot din domeniul dat. N-are încredere. Grosul n-are încredere. Tot e legat de faptul că realitatea din Republica Moldova nu corespunde cu ceea ce prezintă guvernarea. De aceea Greco, care este din ea face parte statele care luptă împotriva corupției, spune felul următor, că Republica Moldova, pentru a corespunde standardelor Greco, trebuie să facă următoarele. La capitolul procuror general, la capitolul proceduri penale, la capitolul instanțe de judecată. A doilea, să fie respectat în tocmai principiul separației puterilor în stat, în așa fel ca Sandu, Parlamentul și Guvernul, să nu mai aibă curajul să spună judecătorii cutați, evaluați până la sânge, arși pe rug și la revedere. Deoarece, de la o poștă se vede că este implicarea în puterea judecătorească. Asta ar însemna că ar veni procurorii generali sau procurorii la ședința guvernului și a spune Recean, față de tine intentăm dosar penal pentru faptul că s-a băgat nasul în actul justiției. Așa ceva? Nu, de unde? Sau mulți judecători vă spune, noi ați pronunțăm hotărâri împotriva lui Sandu sau lui Recean pentru că a încălcat principiul separației puterilor. De unde? Uitați-vă că ești permit lucrul acesta. A doilea moment, Greco n-avea încotro. Ea are un fapt de implicarea a guvernului, a speakerul Parlamentului în actul de justiție. A un fapt concret. Prin declarația lui Recean doar. A doilea moment, cu această epopee lui Stoianoglu. Gheorghe, Stoianoglu, cazul dat, va fi piatra de neca lui Sandu și a Pasului. Și e o bombă cu efect întârziat. Altă piatră de neca lui Sandu și a lui Pas e legat partidul Șor. Dar aceasta e piatră de nec și a curții constituționale.
Și vă primul caz vă spun că Stoianoglu va demonstra ulterior că toate dosarele penale sunt politice și vor fi sentințe de achitare. Nu că judecătorii tare o să vrei să pronunțe astfel de hotărâri, deoarece îi se tem de acest vetting, de acest pre-vetting care a avut loc. Toți vă aminte, sau acest vă aminte cu cazul acum lui Chirtoacă. Eu eram membru a CSM și eram bucuros când un doctor în știință, Chirtoacă, l-am numit judecător în sistemul Republicii Moldova. Da, Ion Chirtoacă. Ion Chirtoacă. Ca în prezent, eu să fiu martor la o spălătorie concertată a puterii în raport cu acest judecător. Nu. Astfel de cazuri Greco le condamnă. Că este implicarea puterii executive, fiindcă această comisie veche, de cine e organizată? De putere executivă. Împreună cu Parlamentul Republicii Moldova. Ea nu e organizată de puterea judecătorească. Dar unicul care poate să-l evolueze este CSM-ul. De aceea, interviu sau acest interviu cu părinții nu poate fi nici de cum conceput într-un stat de drept. Mărinto Greco ce spune? Uitați-vă! Prin aceste convieting sau pre-vieting afectează independența puterii judecătorești și independența statutul de ce? De judecător și de procuror. Fiindcă ce face? Substituie CSM-ul, Consiliul Supra Magistraturii, ca organ constituțional care numește și eliberează din funcție judecătorii și substituie CSP-ul ca organ constituțional care numește și eliberează din funcție procurorii. Comisiile pre-vieting. După ce Greco n-are în control să spună că în penitenciarele din Republica Moldova în continuare este tratament inuman și degradant. Uitați-vă la acele celule 13 unde Dorin Galben a făcut un interviu pe care îl felicit pentru curajul cu Platon. Un interviu extraordinar, chiar mie îmi place, și unui Platon pe viu descrie celula în care el a stat în 23 în penitenciarul numărul 13 cu șobolani încolo. Eu am fost pe acolo. Eu ca și apărătura dreptul omului știu că statul trebuie să fie tras la răspundere pentru faptul că n-a demolat acest penitenciar și n-au construit unul nou până în prezent. De ce Dorin Galben, în loc să fie lăudat pentru faptul că a prezentat o istorie din alt unghi de vedere, puterea și mulți troli l-a huiduit pentru faptul de ce ți-ai permis să-l aduci pe Platon în spațiu public. Deoarece noi l-am limitat, etc. Aceasta este o răstignire publică sau o condamnare publică a lui Dorin Galben. Eu cred că Dorin Galben are mult curaj și în continuare va face astfel de interviuri și chiar în sfătui să găsească bani, să găsească pe Plahatniuc și să fac și cu el un interviu. Și să-l prezinte spațiul public, fiindcă are o audiență enormă pe YouTube. Alt aspect Greco ce poate, deci cauza se spune că e nesatisfăcător, e legat de faptul că nu s-a ales procurorul general până în prezent. Domnul, acel concurs pe care organizează PAS-ul, unde a câștigat un procuror, din punctul meu, onest concursul, trebuie să fie finalizat. Îl numești în funcție procuror general sau nu? Sau când te uiți la rezultat și spui, domnul, trebuie să treacă Munteanu, nu trecut Munteanu, cineva a utrișat. Cine din membrii CSP-ului? Asta. L-au găsit pe procurorul, care e Vârlanda, care și-a dat demisia, tu trebuie să spui, domnul, aceasta este o implicare în secretul deliberării și o presiune asupra membrului CSP. Fiindcă concursul a spus că a câștigat cu tare procuror general. Finalizează-l prin decret de numire. Dar nu! Anulez concursul. Și n-a câștigat ce ne trebuie? N-a câștigat ce ne trebuie, fiindcă ei știu. Că dacă nu-și numesc procurorilor general Paso și Sandu, atunci dacă vine un procuror independent care întocmai va respecta legea, jumate din ei, în frunte cu Recean și Sandu, vor avea dosare penale pentru încălcarea Constituției, abuz sau neglijență în serviciu. Eu nu vorbesc de corupție aici. Eu uit de cuvântul ăsta. Fiindcă dacă spun corupție, atunci știi, parcă îmi bat joc din mine. Eu vorbesc de încălcarea concretă a unor prevederi constituționale sau legale care trebuie să fie respectate. De aceea Greco, făcând parte profesioniști, ei n-aveau un control să dea o astfel de verdict Republicii Moldova. Că ați vorbit despre judecătorul Ion Chirtoacă, dar judecătorul Alexei Paniș, omul nou a fost numit de către președintele Maia Sandu până la plafon judecător, pentru că
Pe masa ei au ajuns niște documente conform cărora Panișa băia tare rău. Panișa a rămas șocat, a cerut toate actele de la Procuratura Anticorupție CNA și s-a constatat cineva falsifică niște documente false care îi se pun pe masa președintelui țării și îi semnează documente false. Se deschide dosar penal și deja istoria mai departe o cunoaște. Ajunge și la istoria mai departe. Despre cazul Paneș, vă întreb, ce părere v-a făcut? Cazul Paneș, aceasta este o bombă atomică în Republica Moldova, nici cauză, fiindcă persoane cu funcții publice au recurs la fals în acte publice. Aceste acte falsificate au stat la baza condamnării publice a unei persoane cum este Paneș. La fel, Paneș, mă bucur că a fost numit judecător tot din mine, când era cu prezența mea, când era membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Fiindcă atunci am schimbat 166 de judecători. În 3 ani și 10 luni. A treia parte din toți judecătorii. Și mă bucur că au fost tineri cu anumite verticalitate și Paneș și Chirtoacă, nu vedem de dovadă de curaj. Fiindcă Paneș ce putea să facă? Nu facă nicio acțiune. Ei, nu mă numește, mare brânză, primește salariu, la revedere. Dar Paneș, văzând că i-au atribuit unele ilegalități care lui nu îi aparține, decât improprii, a spus, hai, fac propria cercetare. El e judecător, e jurist. Și făcând propria cercetare, uitați-vă, demonstrează mafia, chiar aceasta e mafia, catane de la putere în frunte cu președintele. Fiindcă președintele îi obligat să se informeze din mai multe surse atunci când elaborează un document. Dar sursele care prezintă informația trebuie să garanteze cu funcția și cu libertatea pentru informația pe care o prezintă. Dar Sandu nu-i judecător. Sandu-i președinte. Ca președinte, el la bază trebuia să fie luate hotărârile instanței de judecată definitive și revocabile și executate, unii pani spune că e om rău. Trebuia să fie luate hotărârile Autorității Naționale de Integritate, unde se spune că Paneș are probleme cu declarația averii și are conflicte de interese. Trebuia să fie luate hotărârile Consiliului Supra Magistraturii sau Colegiul Disciplinar, unde se spune că Paneș a fost pedepsit 1, 2, 3, 4. Președintele Sandu prostește, criminal, mafiotic, concertat și organizat cu persoanele date, a refuzat numirea în funcția unui judecător, bazându-se pe acte care compromite demnitatea umană. De aceea, Paneș, cred că va da în instanța de judecată instituția, va da în instanța de judecată persoane care au prezentat documentele date, mai mult ca atât, va prezenta procuraturii, procurorul general, demersuri ca să fie intentate dosare penale în raport cu persoanele care au prezentat aceste acte false, și care rezulta să ceară dispăgubiri morale și materiale pentru discreditarea lui în public, în postura lui de candidat pe viață sau până la plafonul de vârstă la funcția de judecător. Noi nu vorbim de o persoană simplă, domnilor. Vă imaginați, ei față de un judecător își bat așa, mafiotic, joc. Dar ce mai vorbim de simple care, oameni care nu știu legea, dacă vorbim? Cazul Victoria Furtună, procuror anticorupție? Permiteți-mi ca să mă abțin la comentarii un raport cu Victoria Furtună. Ok. Expune ce cauză, fiindcă dosarele pe care le-a instrumentat Victoria Furtună în perioada statului capturat dau peste cap. Din punctul meu, declarațiile oneste pe care le face în prezent în calitate de persoană care încă are statut de procuror. Doamna Furtună, dacă considera că ea e corectă, trebuia să aștepte hotărârea CSP-ului de liberare din funcție de procuror de la anticorupție, să aibă un document legal că nu mai este procuror și ulterior să vină cu acele acuzații la adresa guvernării 1, 2, 3, la adresa CSP-ului, la adresa președinției, Parlamentul Guvernului, de implicare în activitatea procuraturii. În felul acesta, prin această declarație a o doamnă Furtună, ea personal a încălcat legea. Fiindcă legea cu la procuratură îți interzice în postura de procuror
Se dea anumite etichetări de natură politică. Astea sunt etichetări de natură politică. De aceea m-am abținut să spun, fiindcă nu știu care este adevărul, din partea cui. Din partea guvernării care a încălcat legea și se vede, sau din partea lui Furtună cu trecutul, nu știu ce, cu dosarul, vorbesc dosarul Chirtoacă. Dosarul Dorin Chirtoacă. Pentru mine acesta este un etalon care să nu am încredere în declarația doamnei Furtună. Avem fix un minut. Am început cu sondajul, încheiem cu sondajul. 55% dintre moldoveni consideră că licitația de la aeroport este trucată, controlată de cei de la putere. Și asta în condițiile în care aproape în nicio instituție mass media acest subiect nu se discută. O minută îți dau răspunsul. Eu am fost avocatul în 2013 care am spus că concesionarea aeroportului internațional este ilegală și am cerut ca să fie anulate contracte de concesionare încă în 2013. Atunci, uitați-vă că nu m-au ascultat judecătorii. În prezent, când puterea au spus că aeroportul este o instituție care garantează securitatea națională, o instituție prin care intră și iese cetățenii Republicii Moldova, tot știind de faptul că Dicea poate să aibă un atcat în ghilimele gros, merge pe aceeași paletă pe care au mers predecesorii săi. Leancă, pe atunci mi se pare că era filat început să lucru acesta. De ce eu consider că percepția cetățeanului că la aeroportul internațional e ceva ilegal, 100% mă subscriu, fiindcă condițiile de sarcini care au fost puse la baza acestei licitații, ele au fost adaptate pentru anumit concurent. Domnul profesor, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi în emisiune. Domnul Gonță, și eu vă mulțumesc pentru invitație. V-am spus, mă sunt foarte plăcut aici. De ce permiteți-mi în direct să vă felicit cu trecerea de vârsta de 40. Mulțumesc, de aceea sunteți bravo și continuați mai departe așa cum ați făcut-o până la 40. Mulțumesc, domnul profesor. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.